Pacea Domnului Isus Hristos în această seară de început de sâmbătă. Liniștea, liniștea aceasta care se așează pe sufletele noastre, atunci când ne oprim din alergare atât gândurile cât și ființa. Este un soi de pace care ne mută de la nivelul acesta al alergării pământești. De dorința unei lumi mai bune, acolo unde este o pace pe care nimeni nu o poate lua, acolo unde este o realitate care depășește cu mult tot ceea ce avem pe Pământul acesta. Aș vrea să vorbesc mult despre Sabat, în dreptul meu și în dreptul tău. Aș vrea să înțelegem că este cumva ca o zi ce în fiecare săptămână apropie de ființa noastră veșnicia. Ca un termometru. Uneori, cugetul nostru este gata să intre în sabat, liniștit, plăcut, pregătit pentru întâlnirea cu Dumnezeu. Alteori, cugetul ne este plin de zbaterea grijilor, problemelor și uneori înfrângerilor care sunt în lumea aceasta. Altor sentimentele de vinovăție ne fac să stăm aproape departe de această zi. Repet, experimentez sabatul ca un termometru al vieții de apropiere de Dumnezeu. O experiență a unei vieți speciale în care Domnul Iisus Hristos ne aduce aminte că veșnicia este într-adevăr un har, oferit fără plată și fără merite, dar unor oameni care au făcut din harul lui Dumnezeu un motiv pentru ca să schimbe într-adevăr întreaga viață. Cu perspectiva aceasta. A zilei de sabat vreau să vă spun tuturor, haideți mai aproape de Domnul, haideți în zona aceea care ne aduce aminte de veșnicie, în zona aceea care ne face să fim siguri că aparținem unei alte lumi. Pe măsură ce timpul trece, sabatul devine din ce în ce mai important. Și spun că devine din ce în ce mai important datorită faptului că lumea din jurul nostru devine din ce în ce mai tensionată sau mai tensionată și mai provocatoare. Evenimente foarte mari au loc în lumea noastră. Și pentru că evenimentele acestea ni se adresează. Din cauza asta ne împărțim în funcție de aceste evenimente. Nu pot să nu mi-aduc aminte de ceea ce s-a întâmplat la momentul în care poporul Israel ieșit din pustie a ajuns față în față cu Canaanul. Și acolo poporul lui Dumnezeu s-a împărțit în două. Unii care au zis vom intra în Canaan și alții care au zis nu se poate să intrăm în Canaan. Această împărțire în două a poporului lui Dumnezeu este extrem. De dureroasă, pe de altă parte, extrem de provocatoare. Vă puteți imagina cum este ca să fii cu cananul în față și un popor întreg să se rupă în două, unii să tragă înainte și alții să tragă înapoi. De ce? Pentru că nu e ușor să iei cananul în, în stăpânire și pentru ca să intri în canan, presupune neapărat să înțelegi că trebuie să lupți pentru asta. Există un război, și în războiul acesta, pentru cer sau pentru lumea asta, marele vrăjmaș știe că Dumnezeu nu va da niciodată în mână veșnicia cuiva dacă acea persoană n-a luptat și n-a întins mâna. În cuvintele Vechiului Testament, zice: Nu voi da nimic decât ceea ce talpa piciorului vostru va călca. Dumnezeu nu a dat poporului său Canaanul ca o țară fără probleme, fără luptă, fără dificultăți. Nu. El a spus, vi-o voi da vouă, dar voi trebuie să puneți piciorul exact acolo, în mijlocul luptei. În zona pe care doriți să o câștigați pentru voi. Și Satan știe lucrul acesta. Și creează o realitate atât de controversată, atât de viciată, atât de înspăimântătoare, încât, de la distanță, lucrurile acestea par imposibile. Cerul pare imposibil. Biruința pare imposibilă. Noi suntem atât de mici. Le-a venit în minte la poarta Canaanului să spună că sunt ca niște lăcuste în fața locuitorilor Canaanului. Le-a venit în minte comparația aceasta. Cum e posibil? Cei ce au cercetat foarte mult planul și strategia cuceririi Canaanului, atât pământesc cât și a celui ceresc, vorbesc foarte mult despre bătălia porții. Acolo la poartă, acolo când ești pe punctul să intri dincolo de pragul împărăției, acolo se dau lupte teribile în suflet, în minte, și dincolo de noi, la nivel social. Am început să vedem puțin din lucrurile acestea. Frământările sociale nu sunt de bun augur. Lucrurile cu care ne-am obișnuit până acum nu mai sunt la fel. Societatea se schimbă cu o notă dominantă. Care nu mai are aproape nimic cu valorile creștine. Se vorbește despre o înțelegere a lucrurilor care nu mai seamănă deloc cu ceea ce am fost învățați până acum. Lucruri care le-am crezut ca fiind mai îndepărtate. Devin extrem de aproape de noi. Apar foarte aproape. Lumea pe care am cunoscut-o până în anul 2019 erupe în ceva cu care n-am fost obișnuiți. Haideți să vedem puțin undeva în jurul datei de 4 martie, episcopii catolici din Europa au chemat națiunile europene la protejarea Duminicii ca zi de odihnă europeană. Rog media să pună această imagine. Imaginea clasică a Romei într-o zi de duminică, ce se vrea a fi plină de odihnă, plină de relații. Problema nu este că uh, acum este pentru prima dată. Mișcarea aceasta pentru promovarea unei zile de odihnă săptămânale, care să coincidă cu tradiția europeană a zilei de duminică, această mișcare este destul de veche. Ea a luat avânt în mod special din 2013 încoace și în fiecare an a avut un program sau un proiect din ce în ce mai amplu. Dar, dragii mei, când episcopii din toate țările unde există Biserică Catolică se ridică pentru acest lucru, Fac apel ca națiunile să, europene să facă lucrul acesta. Punctul 1. Când alături de ei se unesc alte societăți, nu neapărat religioase, ci societăți cu caracter economic, sindicate. Și când sindicatele acestea, care reprezintă mii de muncitori, care la rândul lor, Ajung la concluzia că este nevoie de așa ceva. Această perspectivă a anului 2021 este nouă. O asemenea forță nu a fost întâlnită până în momentul acesta. Și vreau să vă spun că forța aceasta crește din ce în ce mai mult. Am fost ocupați cu pandemia. Ne-a fost teamă de boală. Toată lumea a fost focalizată pe așa ceva și evenimentele de tipul acesta au trecut aproape neobservate. Pentru că în timpul acesta de carantină, societatea se reașează pe o structură cu totul nouă. Iar structura aceasta cu totul nouă se pare că vine din urmă și ne ajunge. Evident că adventiști de ziua șaptea, pentru noi, Lucrul acesta are o puternică conotație profetică. Pentru mulți, este doar o teorie a conspirației. Vreau să vă întreb, până la urmă, cum e? E profeție? Sau e doar teama unor oameni care văd? Ceva negativ în orice lucru bun. Cum? Marea, marea provocare ce apare aici este următoarea, și anume, tot acest concept al zilei de odihnă este unul dintre cele mai frumoase predici pe care Europa și lumea a auzit-o vreodată. Toți cei care se ocupă de așa ceva și promovează această zi de odihnă o fac spre binele clasei muncitoare, spre binele muncitorului, spre binele familiei acestuia, spre binele moral, al moralității și spre binele planetei. Vedeți ceva greșit în toată treaba asta? Și atunci, de ce chiar? De ce? De ce găsiți ceva negativ în orice lucru bun? Între timp, pentru ca lucrurile să nu rămână exact la nivelul acesta, paralel cu această acțiune, găsim o alta. O să-i rog pe cei de la media să mă ajute. Zilele acestea, mai recent, tot Europa a declarat că teritoriul european se va transforma în, într-o zonă liberă, zona de libertate europeană. Parlamentul European declară Uniunea Europeană zona de libertate LGBTIQ. Vă las puțin să priviți această imagine. Libertatea aceasta înseamnă formarea unei noi familii, înseamnă formarea unei noi mentalități, a unei noi moralități. Toate elementele de moralitate creștină cu care noi am crezut că societatea noastră este extrem de familiarizată. Toate lucrurile acestea se duc la o parte. Tot. Identitatea umană privește o lovitură sau, dacă vreți, o cotitură extraordinar de puternică. Omul nu mai este ceea ce a fost până acum. Omul, din punct de vedere psihologic. Alege să fie cum n-a fost niciodată până în momentul acesta. Omul n-a mai fost până acum nici bărbat, nici femeie, ci trans, trans. Adică un gen așa de tranziție, fluid, niciodată fix, întotdeauna mobil. Dacă din punct de vedere psihologic, într-o dimineață, descoper că astăzi probabil am oarecare indispoziție către genul masculin și aș merge mai mult în genul feminin, astăzi eu voi fi femeie, mâine dimineață poate că voi fi altceva, nu știu. Dumnezeu ne-a făcut bărbați și femeie, așa ne-a făcut la început. Acum noi ne facem de cap, bineînțeles, dar nu știu ce, de ce. Vedeți? Și lucrul ăsta se numește libertate. Și lucrul ăsta se numește spre bine. În timp ce ne feream, ne feream de virusul COVID-19, lucruri de felul acesta se întâmplă de jur împrejur, pe, în planul sociopolitic, lumea noastră se schimbă, în planul moral, lumea noastră se schimbă, nu mai este aceeași. Vreau să vă întreb: ne e teamă sau nu? Din ce în ce mai mult aud spunându-mi se. Nu mai terminați odată cu profeția? Până când vreți voi să speriați lumea? Apropo, e de speriat sau nu e de speriat? Vă invit, dragii mei, să deschideți cartea profetului Isaia la capitolul 44 și vă invit să citim împreună primele opt versete. Ascultă acum, Iacobe, robul meu, Israele, pe care te-am ales. Așa vorbește Domnul care te-a făcut și te-a întocmit și care de la nașterea ta este sprijinul tău. Nu te teme de nimic, robul meu Iacov, Israelul meu pe care l-am ales. Căci voi turna ape peste pământul însetat și râuri pe pământul uscat, voi turna Duhul meu peste sămânța ta și binecuvântarea mea peste odraslele tale și vor răsări ca firele de iarbă între ape, ca sălcile lângă pâraile de apă. Unul va zice, eu sunt al Domnului, altul se va numi cu numele lui Iacov, iar altul va scrie cu mâna lui, al Domnului sunt și va fi cinstit cu numele lui Israel. Așa vorbește Domnul împăratul lui Israel și răscumpărătorul lui, Domnul oștirilor. Eu sunt cel din tâi și cel de pe urmă. Afară de mine nu este alt Dumnezeu. Cine a făcut prorocii ca mine? Să spună și să-mi dovedească. De când am făcut pe oameni din vremurile străvechi până acum, a mai prorocit cineva ca mine? să vestească viitorul și ce are să se întâmple. Ați mai văzut așa ceva? Nu vă temeți și nu tremurați, căci nu ți-am vestit și nu ți-am spus eu de mult lucrul acesta. Voi îmi sunteți martori. Este oare alt Dumnezeu afară de mine? Nu este altă stâncă. Nu cunosc alta. Vreau să vă întreb, profeția a fost dată de Dumnezeu pentru ca cineva să tremure? Din câte am citit împreună Isaia 44, de ce a dat Dumnezeu profeția? Dumnezeu a dat profeția ca în timp ce o întreagă lume tremură datorită lucrurilor care se întâmplă, poporul care citește profeția și cunoaște cuvântul lui Dumnezeu este cel care nu tremur. Versetul 8. Nu vă temeți, nu tremurați, că ți-am vestit și ți-am spus de mult lucrul acesta. Faptul că ți-am spus mai de mult arată că nu este al Dumnezeu afară de mine. De ce să vă temeți? dacă eu sunt Dumnezeu, dacă voi sunteți ai mei, să se teamă cei care nu sunt ai mei, dar voi nu. Foarte interesantă această perspectivă. Dar aș vrea să vă mai invit la o altă perspectivă. Am citit din cartea lui Isaia. Vă voi invita la Ieremia, capitolul 36. Ieremia 36. Ieremia, prin inspirație divină, scrie o carte pe care o trimite Împăratului de la Ierusalim în momentul respectiv. Baruc, secretarul care a scris această carte, spunea, versetul 18, Ieremia îmi spunea cu gura lui toate cuvintele acestea și eu le-am scris în cartea aceasta cu cerneală. Apoi Baruc a luat această carte, a citit-o la poarta cetății, apoi a fost invitat mai departe la căpetenii și de la căpetenii știrea a ajuns la împărat. Că anume, Ieremia are un mesaj pentru popor și pentru rege. Și regele a chemat să se aducă carte. De la versetul 22. Împăratul ședea în casa de iarnă, căci era luna nouă și înaintea lui era un foc de cărbune aprins. După ce Iehudi a citit trei sau patru foi, Împăratul a tăiat cartea cu briceagul logofătului și a aruncat-o în jăraticul de cărbun, unde a fost arsă de tot. Și versetul 24 trage o concluzie. Împăratul și toți slujitorii lui care au auzit cuvintele acestea nu s-au înspăimântat și nu și-au sfâșiat hainele. E de bine că nu s-au înspăimântat. E de bine că nu s-au sfâșiat hainele. Vedeți? Cazuri și cazuri. Prorocii și prorocii. Aici, Ieremia vine cu o adresă directă pentru împărat și pentru popor și le cere schimbare, le cere pocăință, le cere să-și rupă hainele. Le cere să le fie teamă. Să le fie teamă să mai facă un pas mai departe pe drumul pe care au mers. Pentru că drumul pe care au mers nu doar că era falimentar, dar era ucigaș, era sinucigaș. Aducea asupra poporului întreg, asupra Ierusalimului, decizia finală de distrugere. Și Dumnezeu spune, înspăimântați-vă și nu faceți lucrul acesta, că faceți lucrul acesta cu propria voastră mână, cu propria voastră atitudine. Și ar fi trebuit să se sperie. Când ești cercetat de Dumnezeu, când Cuvântul lui Dumnezeu bate la ușa ta, nu are rost să ai curaj. E o mare virtute teama de Domnul atunci când Domnul se judecă cu tine. Atunci când Dumnezeu are de gând să se apropie de lumea aceasta și tu te afli într-o relație bună cu El, atunci lumea întreagă va tremura și tu nu. Dar atunci când Domnul se apropie de tine și tu te știi vinovat, atunci lumea întreagă poate să fie liniștită și tu trebuie să tremuri. Pentru că fiecare lucru își are vremea lui. Iar judecata, în dreptul meu, în dreptul tău, în dreptul fiecăruia, își are vremea ei. pentru faptul că împăratul nu și-a sfâșiat hainele și nu s-a înspăimântat, lucrul acesta va aduce distrugerea poporului și a împăratului împreună cu poporul. O altă ipostază, tot atât de delicată, este Ieremia 38, când prorocul este prins și de data aceasta prorocul este acuzat cum că se ocupă cu teorii conspiraționiste. Auziți, versetul 4, deci 38 cu 4, Ieremia. Căpetenii le-au zis împăratului, omul acesta ar trebui omorât, căci moaie inima oamenilor de război care au mai rămas în cetatea aceasta și a întregului popor, ținându-le asemenea cuvântări. Omul acesta nu urmărește binele poporului acestuia și nu-i vrea decât nenorocirea. Vreau să înțelegem împreună că aceleași cuvinte ale prorociei pot să aducă pace, liniște și binecuvântare sau pot să aducă condamnare și neliniște. În zona nepocăinței. Din cauza aceasta Cuvântul profetic astăzi nu este acceptat ușor. Și de asemenea, nu doar că nu este acceptat, dar este contestat. Și cuvântul profetic este oarecum dat la o parte ca fiind acela care strică echilibrul psihic, relațiile sociale. Oamenii sunt împărțiți între a asculta pe Dumnezeu și a nu-L asculta pe Dumnezeu. Se împarte lumea. Din ce cauza? Din cauza Cuvântului Lui Dumnezeu. Din cauza Cuvântului Profetic. Mergând mai departe, stau și mă gândesc în mod serios. Doamne, eu unde sunt? Eu unde sunt? Isaia 22, la 13 este o altă profeție. Deci, cineva ar putea să spună, stai să, Ieremia este un profet care trăiește într-o zonă extrem de critică și, evident, cuvintele lui sunt extrem de dure. Isaia, în schimb, trăiește înaintea lui Ieremia, într-o zonă liniștită, în secolul VIII. Ei bine, în Isaia 22, Dumnezeu îl ia pe Isaia din timpul său și în viziune îl confruntă cu o stare de lucruri din zona lui Ieremia. Și Isaia este silit și el să dea o solie din timp sau în timpul său cu privire la ceea ce va fi atunci, vremuri speciale în conjurarea Ierusalimului, cu lui, ce ai de spus Isaia, tu de data aceasta, în legătură cu perioada respectivă. Capitolul 22, de la versetul 7. Cele mai frumoase văi ale tale sunt pline de cale, care și călăreții se înșiruie de bătaie la porțile tale. Vă rog să observați viziunea pe care o are aici Isaia. Este viziunea cuceririi Ierusalimului, călăreții, armatele babiloniene sunt la porți. Cele din urmă șansuri de întărire ale lui Iuda sunt silite, adică sunt forțate. Și în ziua aceasta cercetezi tu armele din casa pădurii. Se face un, o trecere în revistă a cantităților de arme, ce posibilități avem, sunt ultimele, sunt ultimele uh, aranjamente înaintea unei bătălii decisive. Vă uitați la spărturile cele multe făcute cetății lui David și opriți apele iazului de jos. Se înfundă izvoarele de apă. Numărați casele Ierusalimului și le stricați ca să întăriți zidul. Casele care până acum au slujit la locuit sunt dărâmate pentru că acum zidurile sunt importante. Nu mai contează dacă dormi sau nu. Important este să trăiești. Versetul 11. Faceți o cămară între cele două ziduri pentru apele iazului celui vechi. Dar și aici e problema. Iată, iată cu câtă febrilitate se lucrează, cu câtă febrilitate se luptă, cu disperare. Dar nu vă uitați pe cel ce a avut aceste lucruri, nu vedeți pe cel ce de mult le-a pregătit. Și totuși, Domnul Dumnezeul oștirilor vă cheamă în ziua aceea să plângeți, să vă bateți în piept să vă radeți capul, să vă încingeți cu sac. care este rostul evenimentelor anunțate profetic pentru conștiința poporului. De ce? Și Dumnezeu spune aici, pentru că în vremuri ca asta trebuie să-ți ridici ochii spre cel ce conduce acestea. Spre cel ce le îngăduie, spre cel ce dă voie ca păgânismul, spre exemplu, să fie mai puternic decât cetatea lui Israel. Și păgânii, babilonienii, caldeienii, asirienii, în alte ipostaze, să vină și să cucerească poporul, biserica lui Dumnezeu. Din ce cauză se întâmplă lucrul ăsta? Dumnezeu a avut aceste lucruri pentru că sunt motive de necredincioșie. Și dacă doriți să vedeți cum stau lucrurile, deschideți cartea lui Ezechiel, deschideți cartea lui Ieremia și veți vedea acolo ce se întâmplă. Veți vedea acolo că Dumnezeu intră la judecată cu poporul său datorită nepocăinței și necrincioșiei acestuia. Din cauza asta, valul de imoralitate și păgânism se ridică atât de sus, încât este zdrobitor prin forța lui. După ce în versetul 11 se spune nu vă uitați la cel ce a vrut aceste lucruri, și versetul 12, totuși Domnul vă cheamă în ziua aceasta să plângeți, să vă bateți în piept, să vă radeți capul, să vă încingeți cu sac. Versetul 13 este durerea lui Dumnezeu în legătură cu poporul său. Dar iată, în schimb, veselie și bucurie. Se junghe boi, se taie oi, se mănâncă carne, se bea la vin, să mâncăm și să bem. Trăiesc într-o zonă astăzi în care, într-o zonă de istorie, în care mi se spune că n-ar trebui sub nicio formă să ne fie frică și că teama aceasta nu face altceva decât produce complexe psihologice și oamenii n-au nevoie de așa ceva. În biserică, cuvântul lui Dumnezeu ar trebui să aducă doar pace și liniște, doar liniștirea cugetelor. În timp ce vedem în jurul nostru aceste schimbări dramatice, nu numai în legătură cu cele două imagini arătate înainte, dar schimbări dramatice întâmplate în biserică între noi, situații nemai întâlnite. Toate lucrurile acestea care vorbesc despre o vreme cum n-a mai fost Aproape putem vedea că există o bătălie a porților. Din nefericire însă, nu o bătălie a porților Canaanului, ci o bătălie a porților biserici. Biserica este asaltată. Lucrurile se schimbă. În condițiile acestea, Tesaloniceni, capitolul 5, versetele 3, deci întâi Tesaloniceni 5, textul acela atât de mult și bine cunoscut de toți, când vor zice pace și liniște. Se dorește pacea și liniștea, dar nu pacea și liniștea adusă de Duhul Sfânt, pentru că roada Duhului este dragostea, bucuria, pacea și iată că pacea există. Și spune mai departe o pace pe care nimeni nu o poate lua. Dar nu e vorba de pacea aceasta. Când vor zice pace și liniște, ce fel de pace? E pacea aceea așezată peste nepocăința noastră, peste îndepărtarea noastră de Dumnezeu, peste drumul nostru care merge în a ne îndepărta, nu în a ne apropia de El. Când vrem ca peste toate acestea să se așeze pace și liniște, atunci bai. Pentru că în timp ce vedem că drumul pe care mergem noi nu este doar falimentar, ci este distructiv, în timp ce vedem lucrul acesta, ar trebui să ne fie teamă să facem un pas mai departe. Ar trebui să ne fie teamă să fim rezistenți la apelul lui Dumnezeu. Ar trebui să ne fie teamă să ne împietrim inimile. Ar trebui să ne fie teamă să ne căutăm pacea și liniștea în condițiile acestea. Și ar trebui să ne ridicăm ochii în sus, să ne batem în piept, să cerem din partea lui Dumnezeu pocăință, salvare și întoarcerea noastră din drumul care ar putea să nu ne ducă unde trebuie. Dragii mei, nu vă invit la o teorie a conspirației. Vă invit să observați ce scrie Cuvântul lui Dumnezeu. Și în timp ce observați ce spune Cuvântul lui Dumnezeu, să hotărâți dumneavoastră dacă este vreme să ne trezim și să ne fie teamă, să ne întoarcem înapoi și să ne pocăim, sau este vremea să mulțumim Lui Dumnezeu că stăm bine? Haideți în momentul acesta la câteva momente de tâlmăcire a Scripturii prin Spiritul Profetic. O să rog de asemenea media să mă, aud, să mă ajute cu ceea ce urmează. Următorul slide, vă rog. Vă mulțumesc! Manuscript Releases, volumul 19, pagina 242. Satana distrage mințile spre probleme neimportante pentru ca să nu există o înțelegere clară și distinctă a lucrurilor prezente care sunt de mare importanță. Există un plan demonic de cucerire a lumii. Evident, nu este acum pentru prima dată. Planul este dintotdeauna, dar niciodată atât de mult vizibil ca azi. Lumea, așa numită creștină, va fi teatrul unor transformări mari și decisive. Rețineți lumea creștină, nu lumea necreștină. Lumea păgână va rămâne aceeași, așa cum o știm, cu obiceiurile ei, cu spiritismul ei, cu panteismul ei, cu grija ei pentru lumea, cum să o numesc? Pentru un pământ personificat, pentru un gaia sau o gaia de unde ne vine viața, păgânismul va rămâne același. Cel ce se va transforma va fi creștinismul. Această transformare dramatică, decisivă, va surprinde și va transforma lumea. Oameni cu autoritate vor emite legi care vor controla conștiința. În timp ce în lumea biblică conștiința a fost și trebuie să rămână liberă pentru totdeauna. Deci, vor emite legi care vor controla conștiința, urmând exemplul medieval al puterii papale. Babilonul va face ca toate națiunile lumii să bea din vinul mâniei desfrânării lui. Fiecare națiune va fi implicată. Nu vor fi națiuni care să rămână pe margine. Neutralitatea elvețiană nu va funcționa aici. Fiecare națiune va fi chemată la așa ceva. Vă aduc aminte de primul slide pe care l-am văzut, în care episcopii făceau apel la toate națiunile. Există o mișcare care pornește de jos. Este o, există o mișcare ce este manipulată, influențată de frică, de teamă, în timp ce lumea cunoaște un fel de teamă. Că aici despre asta este vorba. Lumea cunoaște un fel de teamă. Poporul lui Dumnezeu ar trebui să aibă o altă teamă. Lumea cunoaște frica de boală, de moarte, de terminarea pământului și a planetei, de poluare, etc., a la Greta Thunberg. Da? În timp ce lucrurile sunt așa în zona lumii acesteia și lumea este manipulată de teamă și de frică, în timpul acesta poporului Dumnezeu trebuie să cunoască o altă teamă care nu știe manipularea. Nu cunoaște manipularea. Și aceasta este teama de un Dumnezeu care promite, care toate lucrurile în mâna lui. Un Dumnezeu care vorbește așa cum am citit anterior în Isaia 44, spunând: Nu vă temeți! V-am spus toate aceste lucruri ca acum, când ele se împlinesc sub ochii voștri, voi să nu vă temeți de lucrurile care se întâmplă, temeți-vă doar de mine. Teama de Dumnezeu este cea mai frumoasă realitate pe care un om poate să o experimenteze, pentru că este teama de un lucru nobil. Teama nu de moarte, teama nu de amenințare, ci teama aceea de un lucru extrem de prețios care ți s-a încredințat și a cărui valoare îți depășește până și înțelegere. Următorul slide. Dincolo de valorile finale, Apocalips, capitolul 17, cu versetul 13, mi se spune că la un moment dat, toți, întregul pământ va avea același gând. Va avea același gând. În mărturii selectate, volumul 3, pagina 392, în original, este scris: Va fi o țesătură universală de uniuni sociale, o mare armonie, o confederație a forțelor. Inamice. Observați? Uniunii sociale, o țesătură universală. Um, ca niciodată până acum, strategia care conduce lucrurile în perioada 2021-2030 este o strategie în care Oamenii sunt învățați să ceară ei ceea ce li se spune că este spre binele lor. Va fi o voce care va avea peste 8 miliarde, 9 miliarde de susținători. Pământul întreg va cere așa ceva. Va fi o țesătură universală o mare armonie, o confederație. Marea problemă este că în timp ce profeția spune că forța respectivă este o forță vrăjmașă și marea problemă este că marea majoritate a celor ce vor striga pace și liniște și care vor crede că vor ceva spre binele lor, ei nu și vor da seama că forța care îi conduce este o forță ostilă lor înșile. Următorul citat Tragedia veacurilor, patru, pagina 445, în original. Începând din anii 1995, atunci când s-a emis acel document Protestanții și Catolicii împreună, sunt câțiva termeni care au intrat în vocabularul general, și anume puncte comune de doctrină valori comune și binele comun, ca și de asemenea și cel mai mare bine, the greater good. Um, cele mai importante valori doctrinale în ultima vreme au devenit valorile acelea care sunt recunoscute de toată lumea. Deci, ceea ce este comun ca doctrină între toate religiile creștine a devenit extrem de important în ultimul timp. Dacă există ceva care nu este sprijinit de toate denominațiunile creștine, acel ceva este considerat ca fiind ceva specific, sectar și periferic. Și încet, încet este dat la o parte. Astfel încât această. Unire și unitate despre care vorbim, are la bază acele lucruri comune care devin extrem de importante și aproape inviolabile. Nimeni nu are dreptul să se ridice împotriva lor. Undeva, dacă se face cumva o, un scrutin al doctrinelor creștine, vom observa că cele mai comune Doctrine sunt nemurirea Sufletului. Toată lumea are această doctrină și unește creștinismul, dar și creștinismul cu păgânismul, pentru că este una dintre cele mai largi idei pe care omul o are. Nemurirea Sufletului. Apoi, evident, o zi de închinare sau o zi liberă, în care să nu se muncească. Și ziua aceasta, evident, este acceptată de toată lumea. Și ar, din punct de vedere al tradiției, duminica este ziua care se recomandă. O avem ca tradiție venită din medieval. Și probabil că minunile, miracolul sau spiritismul este a treia forță. Întrebați religiile păgâne și vor vorbi toate despre minuni, despre miracole, despre mituri, despre ocultism, despre tot ce vreți dumneavoastră. Întrebați creștinismul și va vorbi și el de asemenea despre uh, mișcări carismatice extraordinare în ultima vreme. Punte comune, valori comune, binele comun. Asta contează. Celelalte, chiar dacă sunt biblice. Nu contează. Iar aceste doctrine generale, valori comune, puncte comune, bine comun, chiar dacă sunt nebiblice, contează. Până la urmă, Biblia este pusă deoparte pentru că ea însă este exclusivă. Ea însăși nu merge pe traseul pe care, din punct de vedere social, noi mergem acum. Și atunci, din nou, tragedia veacurilor 445, când bisericile majoritare din Statele Unite se vor uni asupra punctelor de doctrină pe care ele consideră ca o moștenire comună, puncte comune de doctrină, și vor influența statul să implementeze deciziile lor și să susțină instituțiile lor. Bisericile vor influența statul, și se ajunge aici la această zonă a unirii între religios și între civil, între biserică și stat, atunci America Protestantă care din punct de vedere al Constituției este total împotriva acestei uniri și împotriva acestei stări de lucruri, atunci America protestantă va prelua imaginea ierarhiei catolice și dintr-o dată America ce până acum a fost uh, prototipul unei alt fel de lumi, lumi unui alt fel, unei alt fel de națiuni, dintr-o dată va deveni nu altceva decât o replică a ierarhiei catolice. Iar rezultatul inevitabil va fi aplicarea pedepselor civile asupra celor care vor fi considerați dizidenți. Rezultatul inevitabil. Inevitabil. Haideți să ne grăbim cu încă două citate. Din nou, manuscrisul Elizis, volumul 10, pagina 239, 1899. La toate aceste lucruri despre care am vorbit până acum, se adaugă problemele ecologice, dezastrele naturale. Săptămânile, săptămânile trecute, Papa Francis a spus că dacă vom merge mai departe așa este posibil ca să apară un al doilea potop. Un al doilea potop să lovească lumea noastră. Um am... Dinesh Dosuza a făcut un comentariu pe marginea acestei expresii, spunând că, în momentul acesta, părintele de la Vatican și-a depășit în mod dramatic atât postura sa, dar și cunoștințele sale de Biblie arată că sunt extrem de lacunare, pentru că, spunea el în geneza, Sfânta Scriptură spune că nu va mai fi al doilea potop. Dar nu asta este problema. Problema este că ceea ce vrea să spună Papa Francesc este că suntem într-o zonă ecologică ce cheamă în momentul acesta la răsturnări de ecologie și de echilibre naturale fără precedent. Iată cum profeția și spiritul profetic comentează această linie de gândire. Încă o dată, se scria în anul 1899. În anul 1899 se scria despre ceea ce astăzi vedem cu ochii noștri. Satana oferă propriile interpretări cu privire la evenimente și oamenii cred, așa cum dorește el, că nenorocirile care umplu țara sunt o consecință a călcării normelor de odihnă planetară, adică duminici. Pământul este puizat, pământul este obosit. Gaia a obosit să ne mai țină. Suntem într-o zonă extrem de panteistă. Creștinismul întreg îmbrățișează această imagine panteistă în care pământul parcă este o ființă vie, parcă are o personalitate, parcă este Dumnezeul nostru. Crezând că potolesc mânia lui Dumnezeu, acești oameni influențe emit legi menite să impună respectarea acestei zile care a fost călcată, și anume a Duminicii. Și iată o relație cauză-efect. Da? Se cere, este cazul să facem ceva, cât mai repede. Se vorbește despre această zi ca fiind o necesitate vitală. Vedem lucrul acesta cu ochii noștri. În anul 1899 se vorbea despre aceasta. Cineva vedea lucrurile desfășurându-se în această direcție. Uneori stau și mă întreb de ce astăzi nu vedem și noi atât de clar aceste lucruri. din nou manuscript Rilisis, volumul 19, pagina 395. Marea controversă dintre bine și rău este în desfășurare. Acum, sub conducerea marelui amăgitor sunt oameni care fac tot ce le stă în putere ca să arunce lumea într-un boicot economic. Rețineți această afirmație sub conducerea Marelui Amăgetur, sunt acum oameni care fac tot ce le stă în putere ca să arunce lumea într-un boicot economic, într-o criză economică. Astfel, satan încearcă să aducă lumea noastră într-o situație în care ea să lupte împotriva propriei civilizații. Adică lumea aceasta să-și arunce în aer propria civilizație. Tot ce mai are bun, civilizat, moral, să fie aruncat în aer. Cum de putem să lăsăm ca lucruri de felul acesta să se întâmple fără ca să nu ni se deschidă ochii larg și să înțelegem că ceva rău, nenatural, nenormal se întâmplă în zilele noastre? Cum? Ultimul citat. Selected Messages, volumul 3, pagina 367. În condițiile acestea, America, unde cea mai mare lumină cerească a strălucit asupra poporului, poate deveni locul celui mai mare pericol. Celui mai mare întuneric. Pentru că nu s-a continuat să se practice adevărul și să se umble în lumina lui. O na națiune care nu a practicat adevărul și care n-a mers în această lumină este în mod riscant pe punctul celui mai mare pericol. Dragii mei, cred că a venit vremea ca aceste lucruri să fie spuse din ce în ce mai clar, din ce în ce mai puternic pentru ca poporul lui Dumnezeu să-și înțeleagă datoria. Nu datoria de a se teme, pentru că cuvântul lui Dumnezeu spune cât despre fricoși soarta lor este în iazul cu foc. Dumnezeu nu are nevoie de oameni care se teamă decât de un singur lucru, și anume onoarea lui Dumnezeu. În rest, ceea ce se întâmplă pe pământul acesta nu poate și nu trebuie să aducă niciun fel de teamă poporului lui Dumnezeu. Perspectiva însă, însă este alta. În condițiile în care înțelegem și vedem această chemare pe care Dumnezeu ne-o adresează, în această condiție poporului Dumnezeu trebuie neapărat să se ridice și să-și ocupe locul pe care Dumnezeu i l-a dat ca să-l ocupe, și anume o platformă a adevărului prezent, unde întreaga lume va trebui să-și dea întâlnire. Aici, în locul acesta. La în locul adevărului prezent, în locul întreitei solii îngerești, trebuie să fluture un steag atât de puternic, încât toți aceia care doresc să caute o corabie de salvare, să o poată găsi. Iar în legătură cu poporul lui Dumnezeu pentru zilele acestea, aș dori să închei citind împreună din cartea profetului Isaia. Isaia, capitolul 40. de la versetul 1 până la 11. Mângâiați! Mângâiați pe poporul meu, zice Dumnezeul vostru. Vorbiți bine Ierusalimului și strigați că robia lui s-a sfârșit, că nelegiuirea lui este ispășită, că ce-a primit din mâna Domnului de două ori, cât toate păcatele lui. Un glas strigă. Pregătiți în pustie calea Domnului, neteziți în locurile uscate un drum pentru Dumnezeul nostru. Orice vale să fie înălțată, orice munte, orice deal să fie plecate, coastele să se prefacă în câmpii și strâmtorile în vâlcele. Dragii mei, imaginea este foarte clară. Asta trebuie să facă Biserica lui Dumnezeu în aceste zile. Trebuie să pregătească drumul pentru venirea împăratului dealurile să fie coborâte, văile să fie înălțate, drumurile să fie clare, să fie curățite de tot ceea ce poate să fie rău. Mai este, mai este o imagine pentru lucrul acesta. Lucrurile -ă, drumurile, iertați-mă, trebuiau să fie păstrate exact așa. Drumurile care duceau la cetățile de scăpare. Drumul spre o de scăpare trebuia să fie întotdeauna curățit pentru ca oricine dorea să-și scape viața, să poate să ajungă acolo cât se poate de repede. Asta e ceea ce trebuie să facă biserica. Trebuie să pregătească drumul pentru venirea Domnului și de asemenea să pregătească drumul pentru venirea păcătoșilor. Sau pentru venirea celor mântuiți. Atunci se va descoperi slava Domnului, și în clipa aceea orice făptură o va vedea, căci gura Domnului a vorbit în glas strigă. Și eu am răspuns, ce să strig? Orice făptură este ca iarba și toată strălucirea ei ca floarea de pe câmp. Iarba se usucă, floarea cade când suflă vântul Domnului peste ea. În adevăr, poporul este ca iarba, iarba se usucă, floarea cade, dar cuvântul Domnului. Dumnezeului nostru rămâne în veac. Suiete pe un munte înalt, ca să vestești Sionului vestea cea bună. Înalță-ți glasul cu putere ca să vestești Ierusalimului vestea cea bună. Înalță-ți glasul, nu te teme și spune cetăților lui Iuda, iată Dumnezeul vostru, iată Domnul Dumnezeu vine cu putere și poruncește cu brațul lui, iată că plata este cu el și răsplătirile vin înaintea lui, el își va paște turma ca un păstor, va lua miei în brațe, îi va duce la sânul lui și va călăuzi blând oile care alăptează. Amin. Într-o vreme de felul acesta, când lumea se împarte în două, când unii se depărtează de împărăția lui Dumnezeu și alții se apropie de împărăția lui Dumnezeu, să nu uităm că împărăția lui Dumnezeu vine la noi. Vă invit să ne rugăm. Tatăl nostru, numele scump al Domnului Isus Hristos, ca popor pe care l-ai chemat să fie străjer peste timpurile și vremurile de felul acesta, te invităm, Doamne, să ne trezești pentru ca să ne ocupăm locul nostru în turnul de veghere pe care tu l-ai făcut, l-ai format, l-ai zidit. Pentru ca să stăm în comuniune cu tine. Te invităm ca popor să ne arăți planul tău, să ne ajuți să vedem drumul pe care ne chem să mergem. Ajută-ne să înțelegem că stăm într-o vreme în care am ajuns la ușa Canaanului tău. Suntem aproape ca această ușă să se deschidă. Dar, Doamne, sunt bătălii de dus. Dă curaj poporului Tău, dă dor de casă și ajută-ne, Părinte, să ne întoarcem ochii de la lumea aceasta și să dorim cu toată inima să intrăm pe porți în cetate. Și dacă, Doamne, există o bătălie a porților și înspre noi și dacă biserica este atacată și ea la porțile ei, Ajută-ne să nu ne fie teamă, ci ajută-ne ca în momentele acestea poporul tău să plece genunchiul înaintea puterii tale. Pentru ca tu să conduci poporul tău pe drumul lui. Tu să-i dai victoriile tale acestei rămășiți. Tu să oferi, Doamne, splendoarea neprihănirii tale poporului care te urmează. Și astfel, în ciuda tuturor planurilor celui rău, în ciuda oricărui atac ce ar putea să vină asupra noastră, ajută-ne, Doamne, să înțelegem că vocea Ta ne mângâie și ne spune că robia s-a sfârșit, că ne apropiem de casă. Și chiar dacă întunericul este mare Vă Doamne, să vedem lumină ca venind de la Tine. În numele Domnului Isus, vrem să Te urmăm până la capăt. Amin.